Să citim împreună un pasaj din Cartea Romani, capitolul 8, începând cu versetul 5. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrările Duhului. Umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se poate supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci, cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și dacă Hristos e în voi, trupul vostru, da, e supus morții, din pricina păcatului, dar Duhul vostru e viu, din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești, ca să mai trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Amin. Astăzi aș vrea să vă chem să ne gândim încă o dată la această extrem de complexă, diversă, holistică lucrare a Duhului lui Dumnezeu. În prima parte a istoriei bisericii spun deseori lucrul ăsta. Învățătura despre Duhul Sfânt a fost accentuată și practicată. Însă ea s-a stins începând cu secolul III pentru probabil vreo 17 secole, deși uneori în istorie, în istoria creștină, au existat perioade în care anumite biserici locale au încercat să revină practicând învățătura și lucrarea Duhului și influențând generația lor să experimenteze o anumită măsură de trezire spirituală. Însă, cea mai profundă trezire spirituală a fost la începutul secolului 20, atunci când în Los Angeles, în California, un grup de oameni care petreceau foarte mult timp în rugăciune în ultimul timp, au experimentat o revărsare de har extrem de puternică și ea s-a rostogolit ca un bulgăre de zăpadă până când a cuprins aproape toată lumea. Atunci a revenit Biserica Pentecostală, a crescut mișcarea harismatică în general. Astăzi mișcarea harismatică este una dintre cele mai dinamice biserici de pe pământ, deși mișcarea harismatică are extremele ei discutabile. În seara aceasta aș vrea să aleg un anumit drum în subiectul acesta, pentru că este o lucrare extrem, extrem, extrem de complexă și intenția mea este să vorbesc, să surprind câte ceva despre dinamica lucrării Duhului Sfânt. Dinamica lucrării Duhului Sfânt. Atunci când deschidem Biblia, în Vechiul sau în Noul Testament, citim despre Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este prezent la creație, este prezent la crearea universului, la crearea omului, este prezent în activitatea judecătorilor, a profeților, a regilor din Israel, inspirându-i, călăuzindu-i, conducându-i. Este prezent în viața oamenilor care se convertesc, care experimentează această intenție de întoarcere la Dumnezeu și produce nașterea din nou alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că în Scriptură există o profeție care se repetă din când în când cu privire la venirea Duhului Sfânt
pe pământ într-o manieră neînțeleasă probabil nici de profeții care vorbeau în numele Domnului. Venirea și lucrarea Mântuitorului în lume a fost asistată și organizată de Duhul Sfânt. Întruparea Mântuitorului creează un context în care se vorbește mult despre Duhul Sfânt. Aduceți-vă aminte că Îngerul spune: Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea lui Dumnezeu te va umbri. Imaginați-vă că Îngerul a încercat să explice un miracol și n-a reușit. Ce înțelegem că Duhul lui Dumnezeu va coborî peste tine? Ce înțelegem că puterea celui prea înalt te va umbri? Miracolul întrupării dintr-o fată nu poate fi explicat. Îngerul a surprins două lucruri, că Duhul va fi implicat în minunea asta, Dumnezeu Duhul Sfânt, și Dumnezeu Tatăl va fi implicat în minunea asta. Asta este ceea ce spune Îngerul. Dar nu are intenția să explice minunea, că Dumnezeu niciodată nu și-a justificat acțiunile supranaturale. Dumnezeu vorbește despre ceea ce face fără să explice ceea ce face. Aduceți-vă aminte că în creație există foarte mult miracol, foarte multe minuni, dar pur și simplu Dumnezeu nu explică nimic, ci face enunțuri ca și cum noi le-am înțelege și nu am avea nicio dificultate să le acceptăm. Pur și simplu Dumnezeu nu se simte în poziția în care trebuie să dea explicații nici pentru cine este El, nici pentru cum este El, nici pentru ce face El. Dumnezeu nu se simte obligat să explice nimic. Dumnezeu face afirmații pe care de-a lungul istoriei oamenii s-au împărțit în două categorii. Unii le-au crezut și a fost ferice de ei, alții nu le-au crezut și a fost vai de ei. La întruparea Mântuitorului, Duhul Sfânt este prezent. La botezul Mântuitorului, Duhul Sfânt este prezent. Aduceți-vă aminte că Scriptura remarcă faptul că Duhul s-a coborât într-o formă fizică de porumbel. Vedeți? Pentru Dumnezeu nu există nicio formă fizică. Știți că eu în ultimul timp am vorbit de multe ori despre imaterialitatea lui Dumnezeu, pentru că e o chestiune pe care o am în suflet de ceva timp și câteodată îmi scapă și încep să vorbesc despre faptul că e în inima mea. Duhul Sfânt s-a coborât în chip trupesc. Dumnezeu Tatăl nu s-a arătat niciodată într-un chip trupesc, dar Duhul Sfânt s-a arătat într-un chip trupesc. Apoi, la ispitirea Mântuitorului, Duhul Sfânt este prezent. Scriptura ne spune că Duhul l-a mânat pe Iisus în pustie. Ce înseamnă în mod concret Duhul l-a mânat în pustie? Apoi, în lucrarea Mântuitorului, Scriptura vorbește mult despre prezența Duhului și, de pildă, în Fapte, în capitolul 10, Scriptura spune că Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, vindeca pe toți care erau apăsați de diavolul și Dumnezeu era cu el. De ce a avut nevoie Domnul Iisus, fiind Dumnezeu, pentru ca Duhul Sfânt să fie cu el în lucrarea aceasta? Apoi, la învierea Domnului, Duhul Sfânt este prezent. Dumnezeu Duhul Sfânt este prezent de la creație, chiar dacă în maniera în care a coborât la cincizecime în Ierusalim, a coborât într-un fel care nu s-a mai întâmplat până atunci. Însă ca și Dumnezeu Tatăl și Fiul, Duhul Sfânt are o diversitate neînțeleasă de noi în maniera în care interacționează cu oamenii, se arată, comunică și procesul acesta de revelație al lui Dumnezeu devine din ce în ce mai complex, din ce în ce mai mare. Procesul lucrării Duhului în om și prin om pentru alți oameni este un lucru pe de o parte ușor de înțeles ca și principiu, însă este extrem de greu de înțeles ca și detaliu.
Noastră știți că există un proces în care un om care se convertește intră în relația lui spirituală personală cu Dumnezeu. Și procesul acesta începe odată cu credința. În general, omul este implicat într-o experiență, de obicei cu Scriptura, și îi se deschide mintea cu privire la Dumnezeu într-un fel nou, fără precedent. Și omul începe să creadă. Scriptura ne spune că întotdeauna credința apare în urma interacțiunii cu Scriptura, cu mesajul Scripturii. Citit, ascultat. În momentul în care apare credința, dintr-o dată omul începe să se încline, începe să-L caute pe Dumnezeu. Ei, din momentul acela, Duhul lui Dumnezeu este prezent, manifestându-se într-un fel sau în altul, în funcție de context, în funcție de persoană, în funcție de nevoie. Apoi apare pocăința, regretul pentru păcat. Regretul pentru păcat nu există atâta timp cât omul nu-i conștient că Dumnezeu există ca autoritate, ca ființă. Atâta timp cât nu există o lege și poliția, hoțului nu este frică. Omul nu se simte vinovat atâta timp cât nu conștientizează într-un mod suficient de intens ca să accepte că Dumnezeu e acolo, îl vede, îi cunoaște starea păcătoasă și urmează să-l judece și să-l pedepsească. Iar pedeapsa capitală este moartea eternă, ceea ce noi numim iad, într-un cuvânt. În momentul acesta se accentuează procesul acesta care de obicei începe cu credința, se ajunge la pocăință, omul de obicei ajunge la Scriptură și Scriptura împreună cu influența Duhului produce nașterea din nou, acest mister. Cum reușește un om să se lase de țigări, de o viață toxică, mizerabilă, cu tot felul de obiceiuri și pur și simplu se lasă dintr-o dată de cele mai multe dintre manifestările acestea păcătoase. E un fel de a doua naștere. E o minune. Nașterea din nou este o minune care se face sub autoritatea, sub acțiunea Duhului Sfânt și a Cuvântului lui Dumnezeu. Ei bine, Duhul lui Dumnezeu produce nașterea din nou. Duhul lui Dumnezeu dă putere atunci când intră în sufletul lui unui om. E ceea ce spunea Domnul Iisus, când Duhul va veni, voi veți primi o putere. Vedeți de ce vine Duhul? Duhul vine ca un agent care aduce ceva, aduce putere. Cuvântul dunamis este folosit de Luca. O putere care pur și simplu zguduie cu o forță foarte mare. Uneori m-am gândit cât de puternică trebuie să fie dinamita pe care oamenii răi o pun uneori sub mașina cuiva vrând să-l omoare, încât toată mașina aceea din metal pur și simplu se face praf și omul moare pe loc. Nu numai că moare, dar poate nu mai găsești nimic din el. E atât de puternică încât tot metalul acela se face praf de parcă ar fi o hârtie, un carton. Cât de puternică să fie dinamita? Cât de puternic să fie dinamita încât dacă o arunci într-o clădire, pur și simplu se prăbușește. Ei, asta este ideea pe care o ia Luca încercând să vorbească despre această explozie pe care Duhul o face în viața unui om. E vizibilă o explozie, evident. E auzibilă o explozie, evident. E puternică o explozie, evident. Ei, această explozie, dar de data aceasta una spirituală, se petrece în procesul de judecată, de afectivitatea unei ființe umane. Când coboară Duhul, El lasă acolo o putere. Iar puterea aceasta trebuie să fie folosită de om, sub călăuzirea lui Dumnezeu. Nașterea din nou, umplerea cu Duhul Sfânt, sfințirea vieții, sunt acțiuni ale Duhului. Nu noi ne sfințim, ci Duhul ne sfințește. Noi suntem chemați să ne sfințim după ce Duhul vine în viața noastră, pentru că noi devenim responsabili dacă alegem să fumăm sau nu. Dau exemplu cu țigarea, un exemplu banal, dar pot să iau orice alt exemplu.
Însă de când ne-am născut până în momentul convertirii, perioada aceasta plină de păcat, pur și simplu este ștearsă de plin și se așterne o sfințenie de plină și totală. Iar omul nu mai e făcut responsabil pentru nimic din ce a făcut în perioada aceea. Pentru absolut nimic. Dacă omul moare ca tâlharul de pe cruce, atunci el moare în cel mai potrivit moment. Dacă omul nu moare și cei mai mulți nu mor la convertire, omul dintr-o dată își asumă responsabilitatea să păstreze neprihănirea oferită în dar printr-o viață care nu mai ofensează justiția lui Dumnezeu, dreptatea, sfințenia lui Dumnezeu. Nașterea din nou, umplerea cu Duhul Sfânt și sfințirea se petrec în lăuntru omului și exprimă mântuirea lui. Noi numim bucata asta, procesul acesta, acțiunile astea petrecute una în urma celeilalte, mântuirea omului. Însă, nu aici se oprește responsabilitatea omului. Omul când primește puterea de la Duhul Sfânt, primește și indicații cum să folosească puterea aceasta. El nu primește doar o putere pentru a-i confirma faptul că e mântuit. Omul nu are nevoie de o astfel de confirmare. El primește putere ca să o folosească pentru alții. Iată dar cum dintr-o dată acțiunea Duhului, care până atunci a lucrat nașterea din nou în om, l-a umplut cu putere, l-a sfințit pe om, toate astea se întâmplă aici, în interiorul omului, în mintea lui, în inima lui. Dintr-o dată, acum îl delegă pe om să înceapă să slujească. Și prin slujirea lui să-i atragă pe oameni la Dumnezeu. Pe cei neconvertiți la pocăință, iar pe cei convertiți deja la sfințire, la maturizare, la creștere spirituală, la edificare. Duhul Sfânt, în primul rând, este necesar pentru noi. Nu se poate fără Duhul Sfânt. Aici nu e vorba de moralizarea vieții, că renunți la țigări, la înjurături, la nervi. Nu, nu, nu. A fi copil al lui Dumnezeu trece absolut cu mult dincolo de a-ți îmbunătăți viața din punct de vedere moral. Însă, scopul prezenței Duhului Sfânt în noi nu este doar ca să ne nască pe noi din nou, deși face asta, nici ca să ne umple pe noi oferindu-ne puterea, deși face asta, nici ca să ne sfințească pe noi, deși face asta. Scopul Duhului Sfânt trece dincolo de persoana noastră și folosește persoana noastră pentru binele altor persoane din jurul nostru. Și asta se numește slujire. Atunci când Duhul Sfânt ne folosește pe noi pentru alții, asta se numește slujire. Și Scriptura ne spune în 1 Corinteni 12 că fiecare a primit chemarea să slujească, dar nu toți slujesc la fel. Fiecare slujește în funcție de ce i s-a încredințat de Duhul. Și aduceți-vă aminte despre cele 7 încrengături, despre cele 7 manifestări pe care Pavel le oferă drept exemplu atunci când spune: unuia îi se dă prin Duhul, unuia îi se dă prin Duhul, unuia îi se dă prin Duhul, altuia îi se dă prin Duhul, dar îi se dă lucruri diferite, pentru că în biserică nu-i de făcut un singur lucru. Observați că cea mai mare activitate supranaturală, mistică, carismatică din generația noastră și a părinților noștri a fost prorocia. N-a să știți că, da, că Duhul manifestă multe daruri, dar cel mai pregnant în generația noastră, în generația părinților noștri, a fost vorbirea în limbi ca dar, poate și tălmăcirea lui, dar nu așa de mult ca și vorbirea, că multă vorbire netălmăcită și atunci ea nu trebuie să fie publică. Deci, vorbirea în limbi care nu este tălmăcită, ea nu trebuie făcută publică pentru că nu folosește la nimic. Dacă eu aș începe acum să vorbesc într-o limbă neînțeleasă de dumneavoastră, dumneavoastră ați înțelege ceva? Nu. Ați avea vreun folos? Nu. Și atunci de ce să fac asta? Când noi ne rugăm în comun și Duhul Sfânt cercetează adunarea și adunarea vorbește în limbi, lucrul acesta este ideal. Dar dacă pe mine păstorul mă numește
să mă rog singur și biserica tace și eu mă rog, eu trebuie să mă rog în limba cunoscută de adunare, nu în limbi. Pentru că Duhul prorocului e supus prorocului, el poate să dea drumul ca vorbirea în limbi să fie manifestată și poate să o oprească, pentru că când se termină rugăciunea, când el conduce public și atunci când urmează rugăciunea în comun, acolo în dreptul lui, el se poate ruga în limba română, engleză sau în ce îi dă Duhul să vorbească. Ideea e următoarea. Vorbirea în limbi, dacă nu este interpretată, Pavel explică asta foarte clar în capitolul 14, nu e eficientă pentru oameni. Dacă este explicată, ea devine ca o prorocie, adică aduce taine explicate în limba celor care aud și devine folositor. Cum comunică Dumnezeu cu noi? În limba pe care o știm. Dacă ar comunica în altă limbă, n-am ști asta. Ce am vrut să subliniez, frați și surori, este că Duhul intră în viața noastră și ne dă puterea necesară pentru ca să se întâmple în noi lucruri pe care nu s-au putut întâmpla înainte să coboare Duhul. Este o putere de din afara noastră care intră în noi și în felul ăsta ne naștem din nou, în felul acesta ne sfințim și ne umplem de putere. Și acum Duhul ne folosește potrivit darurilor, planului pe care îl are Dumnezeu cu noi, slujind spre binele altora. Noi toți trebuie să slujim. Scriptura ne spune că fiecăruia i s-a dat arătarea Duhului. Fiecăruia. Nu există nici măcar o persoană din biserică să nu aibă arătarea Duhului. Această lucrare din interiorul omului pe om îl mântuiește și îl sfințește, dar și îl împuternicește, pentru ca mai apoi să facă lucrarea din exteriorul lui, devenind util folositorii oamenilor din jur. Unul predică, unul cântă, unul se roagă, unul postește, unul e ospitalier, unul face dărnicie, unul... și lista poate continua. Lucrurile acestea se fac prin Duhul. Nu toate lucrurile pe care noi le facem spirituale sunt lucruri supranaturale. Cât supranatural este să fii ospitalier? Aduceți-vă aminte că primirea de oaspeți ne spune Scriptura că e un dar. Deschideți acum și uitați-vă în Roman 12. E un dar. Asta înseamnă că toți care primesc oaspeți înseamnă că au darul acesta? Nu. Numai cine este musafir știe când ajunge și doarme într-o casă dacă omul ăla are darul sau doar l-a primit la el să doarmă o noapte. Puteți să vă imaginați că a primi un oaspete sau a avea darul acesta nu e nimic supranatural. Și totuși, Scriptura îl încadrează în Roman 12 la un dar al Duhului Sfânt. Lucrările Duhului Sfânt în viața omului, printre altele, sunt următoarele. Să fie împuternicit. Duhul împuternicește. Școala nu te poate împuternici. Numirea unei poziții din partea unui consiliu, unui grup de oameni, nu te poate împuternici. Un om poate, o biserică, un om, un grup de oameni, poate să-ți ofere o poziție, un rol, dar nu te poate împuternici. Duhul însă poate împuternici. De aceea avem nevoie să ne apropiem de El, să fim plini de El și să ne păstrăm plini de El. Un lucru pe care l-am reținut, cred că pastorul Pruneanu spunea de dimineață la deschiderea Bisericii Elim, că lucrarea Duhului este foarte strânsă de rugăciune. Și eu cred că este adevărat această afirmație. Pentru că cum anume să ne apropiem noi de Dumnezeu dacă nu prin rugăciune? Și cum anume să cerem dacă nu prin rugăciune? Și cum anume să manifestăm plinătatea Duhului, vorbirea în limbi și alte manifestări de daruri spirituale dacă nu prin rugăciune? Cu cât ne rugăm mai puțin, cu cât ne rugăm mai logic, cu cât ne rugăm mai rațional, cu cât ne rugăm doar cu mintea, cu atât ne detașăm mai mult, ne îndepărtăm mai mult de punctul acela unde Dumnezeu ne așteaptă pentru ca să experimentăm ceva mistic, o carismă, un dar,
Ceva care trece dincolo de logică și care nu poate fi explicat. Dumnezeu face minuni. Dumnezeu a făcut constant minuni și va face întotdeauna. Dar întotdeauna minunile sunt raportate la intensitatea credinței omului în care urmează să se întâmple minunea, dar și la nevoia lui. Dacă suntem sinceri și deschidem Scriptura, în mod deosebit în Cartea Faptelor, care e o istorie a lucrării apostolilor după moartea Domnului, vom constata că săvârșirea minunilor, adică facerea de minuni, s-a întâmplat în mod special în contextul evangelizării, în afara bisericii. În afara bisericii. Pentru că printre rolurile existenței unei minuni este ca să devină un suport de acceptare a Evangheliei. Uitați-vă că întotdeauna apostolii, când ajungeau într-o zonă nouă, se manifesta darul minunilor, al credinței, al vindecărilor, iar oamenii din jur erau așa de impresionați că s-a făcut minunea asta, încât își dezvoltau admirație și respect față de omul prin care s-a făcut, Pavel, Petru. Și acum Pavel începea să predice și ăsta l-asculta, pentru că a văzut cum Pavel a făcut o minune. El nu știa că Dumnezeu, Duhul Sfânt, a făcut minunea prin Pavel, el credea că Pavel a făcut-o și își dezvolta o mare admirație față de Pavel și se uita la el ca la Dumnezeu și îi primea cuvântul datorită admirației și respectului. Dacă Pavel n-ar fi făcut minunea asta, aduceți-vă aminte ce i-au zis epicurienii stoici, filozofii: du-te, băi, palavragiule, de aici. Minunile se fac în mod special în contextul Evangheliei și slujesc ca o motivație pentru acceptarea Evangheliei. Asta nu înseamnă că nu se întâmplă minuni în poporul lui Dumnezeu, nici vorbă de așa ceva. Însă dacă ne uităm în Scriptură, vom constata această prioritate a manifestării supranaturalului din partea Duhului Sfânt. Apoi, Duhul Sfânt ajută pentru sfințire, așa cum spuneam mai devreme, sau, ca să devin mai concret, dezvoltă caracterul spiritual prin roada Duhului. Vă aduceți aminte de Galateni, capitolul 5? Vă aduceți aminte de versetul 19 și 20 și 21, 19, 21, unde se vorbește despre Galateni 5 cu 19, roada firii pământești. Și acolo sunt prezentate câteva categorii de păcate. Uitați-vă, în 19, Galateni 5 cu 19. Și faptele firii pământești sunt acestea și sunt cunoscute. Și primele patru păcate prezentate, practic este același păcat, dar în diverse forme manifestat. Ultima este prostituția. Asta este în limba greacă, în înțelesul desfrânării. Și apoi, versetul 20, observați că se trece la o altă categorie de păcate, închinarea la idol și vrăjitoria. Astea sunt păcate spirituale. E închinare, dar e dedicată diavolului. Închinarea la idol și vrăjitoria, astea sunt păcate spirituale. Dacă aceleași lucruri le-ar fi făcut față de Dumnezeu, se numea închinare. Și din nou, se trece la altă categorie de păcate, de la vrăjbii încep păcatele sociale, adică păcatele de relație. Invidie, ură și toate acestea care sunt prezente în conflictele dintre oameni, deschise sau ascunse. Și versetul 21, observați că la ucideri se încheie păcatele sociale, și mai sunt încă două: beții și îmbuibări. Sunt păcate de autoindulgență, sunt păcate de înfrânare. Dumneavoastră ce înțelegeți prin îmbuibare? Să fim sinceri, nu e chiar ușor să explicăm ce înseamnă îmbuibare. Înseamnă să mănânci mult, dar ce înseamnă să mănânci mult? Unde începe a mânca mult? Că omul mănâncă și se satură, nu? Și dacă se satură, s-a îmbuibat sau nu s-a îmbuibat până s-a săturat? Nu. Dar ce înseamnă să te îmbuibi? Să mănânci peste ce te-ai săturat? Ha? Gândiți-vă! Bețiile și îmbuibarea. Observați, e a patra categorie de păcat. Păcate sexuale, păcate spirituale, păcate sociale și păcate de permisivitate, păcate de
lipsă de control. Și apoi urmează versetul 22, unde opus se prezintă roada Duhului, cu cele 9 încrengături. Începe cu dragostea și se încheie cu autocontrolul. Vă aduceți aminte cum se sfârșește roada firii? Cu lipsă de autocontrol. Observați cum se încheie roada Duhului? Cu prezența autocontrolului, cu înfrânarea poftelor. Toată lumea are pofte? Da, toată lumea are pofte. Toată lumea are pofte. Dar unii și le înfrânează, alții nu. Poți să ți le înfrânezi în absența Duhului Sfânt? Câteodată da, câteodată nu. Pe unele da, pe altele nu. Poți să le înfrânezi în prezența Duhului Sfânt? Cu certitudine da. Altfel n-am avea, Dumnezeu nu și-ar permite să ne ceară să ne înfrânăm poftele dacă nu ne-ar da puterea necesară ca să o înfrânăm. Și când se va coborî Duhul Sfânt peste voi, El vă va da dinamita, vă va da puterea. De aceea Pavel spune, fiți plini, mă, oameni buni. Ești ca și cum aș spune, fiți plini de bani. Când ești plin de bani, înseamnă că ai mulți. Și când ai mulți, îți ței ce vrei. Nu mai spui, bă, dar nu mai am bani, mă. Pentru că ești plin de bani. Când ești plin de bani, ai. Și tot cheltui și tot ai. E ceva de genul ăsta, spune Pavel, fiți plin de Duh. Să nu se termine, să fie acolo cu grămada. Dar ce fel de viață trebuie să ai? Ce fel de priorități trebuie să ai? Ce fel de principii trebuie să ai? Ca să fii plin de Duh. Când v-am spus la început întâmplarea aceea cu l-a scufundat ca să îi poată spune că așa ar trebui să-L dorească pe Dumnezeu, cum și-a dorit să tragă aer, am vrut să mai adaug ceva, dar era prea mult atunci că erați în picioare și n-am vrut să vă ispitesc. Observați că manifestarea credinței noastre e într-o mare măsură circumstanțială. Uitați ce vreau să spun. Dacă ajungem într-un grup de rugăciune mai înfocat, ne înfocăm și noi. Dar dacă nu intram acolo, nu ne înfocam. Dacă mergem la o biserică și are un serviciu divin puternic și e cercetată biserica, și peste noi vine cercetarea, dar dacă nu intram acolo, nu venea. Iată dar cum circumstanța hotărăște dacă noi ne înfocăm sau nu. Asta înseamnă că doar împrejurările vieții depindem așa de mult de ele, depinde și de noi. Ce șanse are rugăciunea nodăiță să fie înfocată? Că n-are cine să ne înfoace atunci că suntem numai noi, numai unul singur. V-am spus de sute de ori în ultimul timp și sunt sigur că v-am stresat cu treaba asta. Riscul pe care îl avem este să transferăm credința de la nivel personal la nivel public și comunitar. Și când intrăm în relație într-un grup de rugăciune, într-o biserică, într-o părtășie cu cineva, suntem mai predispuși să ne rugăm, să ne gândim la Dumnezeu, să citim Biblia, chiar să luăm decizii, dar noi singuri nu putem să facem asta. De ce? Pentru că noi singuri nu avem niciun program de maturizare în viața noastră. Ci numai dacă ajungem într-o circumstanță în care altcineva ne predispune la așa ceva. Dacă am mâncat doar când întâlnim o nuntă sau o cumetrie, un botez, o logodnă, sau cineva ne-ar invita la masă, mă gândesc că am fi murit de mult. Nu ne organizăm noi necesarul de hrană? Ba da. De cele mai multe ori noi mâncăm singuri sau în familie, nu pe la petreceri. Viața noastră spirituală, de cele mai multe ori, o lăsăm în seama circumstanțelor publice. Și ne hrănim doar cu invitații la nunți, botezuri și alte întâlniri. Oamenii lui Dumnezeu, noi trebuie să avem o disciplină personală pentru ca să nu atârnăm doar de bunăvoința publică a serviciilor divine. Trebuie personal să intrăm în prezența Domnului, să fim cercetați, să vorbim în limbi, să plângem, să simțim prezența Domnului, să luăm decizii fără să mai fie nimeni cu noi. Dar dacă nu ne permitem activitatea aceasta în singurătate, tot ce o să facem noi pentru viața spirituală depinde de alții, de circumstanțele vieții.
Asta nu e viață spirituală, asta este supraviețuire. O viață spirituală abundentă este o viață spirituală organizată, nu haotică și nici accidentală, circumstanțială, depinzând de bunăvoința publică a altora. Deși ne rugăm cu multă pasiune împreună cu alții, dar noi nu trebuie să depindem de alții. Duhul e în noi, cuvântul e în noi, Dumnezeu este în noi. Nu înțeleg de ce trebuie neapărat să ne simțim cercetați doar atunci când ne rugăm cu alții. Duhul Sfânt promovează unitatea. Duhul Sfânt ajută să cunoaștem adevărul. Vă aduceți aminte? Atunci când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, El vă va conduce în tot adevărul. Asta este o promisiune pe care a făcut-o Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan. Atunci când va veni Duhul Sfânt, care e al adevărului, El ne va conduce unde e El, în adevăr. Observați ce înseamnă să te umpli de Duh, vei dezvolta o pasiune pentru adevăr, o sensibilitate pentru adevăr. Va deveni o prioritate adevărul. Și chiar dacă exagerai, obișnuiai să minți pentru un anumit avantaj, să știți că tăcerea când trebuie să spui adevărul și nu-l spui e cea mai mare minciună. Când taci și nu spui adevărul e cea mai urâtă formă de minciună. Aș vrea să închei spunându-vă încă o dată despre cele mai importante trei manifestări, cele mai importante trei lucrări ale Duhului în viața unui credincios sau a unei biserici, a unei congregații. Prima dintre ele este manifestarea de putere prin daruri. Manifestarea de putere prin daruri. Atunci când vorbim de 1 Corinteni 12, teologii împart darurile prezentate de Pavel acolo în trei categorii. Prima categorie sunt darurile de putere, adică tămăduire, adică vindecare, minuni și credință. Cunoașteți pe cineva care are darul minunilor? Nu-mi răspundeți, gândiți-vă. Cunoașteți pe cineva care are darul vindecării? Cunoașteți pe cineva care are darul credinței? Astea sunt daruri de putere. Darurile produc putere. Manifestarea darurilor este o manifestare de putere. Se manifestă puterea lui Dumnezeu și în această manifestare a puterii se manifestă darurile. Puterea lui Dumnezeu se manifestă prin daruri. De aceea este nevoie. Pavel a spus în 1 Corinteni capitolul 14. Vă mai aduceți aminte ce spune versetul 1? Umblați după darurile duhovnicești. Ce înseamnă să umblăm după darurile duhovnicești? Să le căutăm insistent și continuu. Dar de ce? Pentru că avem nevoie de manifestarea puterii între noi. Avem nevoie de manifestarea puterii între noi. Avem nevoie de consecința manifestării puterii între noi. Daruri de putere înseamnă minuni, credință, vindecări. Observați cât de lungă este lista de rugăciune. Observați câtă durere. Și darul vindecării, într-o secundă, ar vindeca nu pe toți, dar pe unii. În ce măsură, cât de dese sunt îndemnurile? Haideți să ne rugăm pentru daruri. Deși Pavel folosește un verset ca să spună umblați după treaba asta. Aveți în minte prioritatea asta. Vedeți cât de complex ar trebui să fie viața noastră spirituală, prioritățile din biserică și din familie, din viață? O a doua lucrare a Duhului pe lângă lucrarea de putere care se manifestă prin daruri e lucrarea de autoritate. Vreau să știți că puterea e una, autoritatea e alta. Imaginați-vă un polițist. S-ar putea să nu fie foarte puternic, s-ar putea să fie așa ca mine, 160 de pounds și să nu aibă prea multă putere. Dar pentru că are capișonul ăla de polițist, casca de polițist și mai are alte câteva lucruri, mașină și pistol, e dintr-o dată el are autoritate. Putere n-are, s-ar putea să nu aibă. Dacă chemăm un culturist, unul care trage de fiare toată ziua, îl ia și pe polițist și pe halter în mână. Dar ăla n-are autoritate. Dacă iese în fața mașinii și te oprește, nu oprești. Nu poate să aibă mușchi câți vrea.
Autoritate este un drept într-o anumită societate limitat până la un anumit nivel. Puterea este o forță fizică sau este manifestarea unei forțe, nu neapărat fizice. Manifestarea darurilor manifestă puterea. Manifestarea slujbelor manifestă autoritatea. N-a fost ușor de trecut la înțelegerea faptului că pastorul conduce biserica, nu prorocul. În generația părinților noștri erau biserici unde lucrul acesta era greu de înțeles. Prorocul întotdeauna a fost un om foarte respectat și iubit, pentru că el vorbea relativ puțin și vorbea din partea lui Dumnezeu lucruri concrete și de moment care răspundeau unor nevoi. Conducătorul de adunare, păstorul, prezbiterul, diaconul, el face o slujbă și uneori are slujbe administrative, pe unii oprește, pe unii mustră, pe unii limitează și nu întotdeauna este la fel de admirat. Însă un profet nu are autoritate, el are putere. Autoritate are un păstor, un conducător de biserică, un prezbiter, un diacon, cineva care a fost însărcinat să conducă lucrurile într-o comunitate de oameni. Manifestarea darurilor este manifestare de putere. Manifestarea slujbelor este o manifestare de autoritate. Și încă un lucru și închei. Manifestarea roadei Duhului Sfânt este caracterul spiritual pe care un om îl are. În aceste trei forme, trei manifestări, Duhul Sfânt acționează, lucrează. Ce se întâmplă cu o biserică care nu are niciun dar? Nu există o manifestare de putere, de dunamis. Ce se întâmplă cu o biserică care nu are nicio persoană delegată să reprezinte autoritatea? Acolo fiecare face ce vrea. O experiență teribil de neplăcută pe care eu o am este atunci când mergem la un eveniment și un pastor trebuie să se ridice și să, la un eveniment de nuntă, spre exemplu, la masa de nuntă, se ridică un pastor și începe să vorbească la microfon și nu-l aude nimeni. Oamenii vorbesc fiecare pe la masa lui și ăsta săracu încearcă să le atragă atenția care de gând să dea drumul la masă și să facă o rugăciune pentru mâncare. Ceva de genul ăsta este. Atunci când un om ia microfonul și vine în fața poporului, înseamnă că omul acela are o autoritate. El în comunitatea de oameni e recunoscut acolo ca o autoritate. Și atunci oamenii trebuie să-l asculte. Și de asemenea, roada Duhului este ceea ce ne împodobește pe noi cu caracterul cristic. Imaginați-vă dragostea. De câte ori n-am avut eu puterea să manifest iubire față de Carmen? De mii de ori în 37 de ani. De câte ori n-am avut puterea poate să iubesc pe frații mei? De foarte multe ori. Ce s-ar fi întâmplat dacă dragostea din Duhul Sfânt ar fi lucrat în viața mea? Aș fi fost mai bun, mai milos, mai înțelegător, mai tolerant, mai prietenos, dar atât a putut individul lui Gimițoi, cu puterea lui, cu educația lui, cu disciplina lui, atât a putut. Dacă fără măsură, așa, venea din abundență, altă capacitate aveam să rabd, să iert, să înțeleg, să nu zic nimic acum, că pun paie pe foc dacă zic acum. Las că zic mâine când lucrurile s-au liniștit. Atunci altfel vorbim. Dar oamenii lui Dumnezeu, Duhul Sfânt înseamnă mai mult decât să vorbim în limbi, deși lucrul ăsta este implicat. El ne îndumnezeiește. El ne împuternicește, El ne schimbă mintea, ne schimbă prioritățile, El ne folosește spre binele oamenilor, spre mângâierea oamenilor, spre ridicare, sfătuire, spre binele Bisericii lui Dumnezeu. La aceasta suntem chemați noi toți. Și sărbătoarea de astăzi ne predispune să vorbim despre anumite aspecte ale acestei dumnezeiești persoane care a venit să fie în biserică și să rămână în biserică până când se întoarce leul din Iuda, Domnul Iisus Hristos, ca să ne ducă în slavă. Timpul a expirat și este un moment potrivit să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne aducem aminte de unul dintre lucrurile pe care le-am accentuat. Fiecăruia îi se dă arătarea Duhului. Vă recomand cu respect în timpul rugăciunii să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne întrebăm fiecare: Doamne,
care este pentru mine arătarea Duhului? Doamne, să particip și eu cu ceva în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Să-mi asum și eu o responsabilitate pentru onoarea Ta, pentru lărgirea împărăției și pentru binele acestor oameni care fac efort să vină aici în speranța că Dumnezeu se va atinge de ei. Haideți să ne ridicăm, frați și surori, și să ne rugăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu.